Bine v-am regăsit! Veți auzi azi o nouă întrebare, dar să ne amintim întâi întrebarea de data trecută. După ce i s-a comunicat culoarea lui Andrei și numărul lui Bogdan, cei doi s-au gândit câtva timp și primul a vorbit Andrei, care a spus așa: nu știu care este Bila, dar știu cu siguranță că nici Bogdan nu știe. După ce s-a gândit câtva timp, Bogdan a răspuns așa: e adevărat, n-am știut la început care este Bila, dar acum știu. Și atunci Andrei i-a răspuns: dacă tu știi, atunci și eu știu. În urma acestui dialog, Cristi, care doar a ascultat ce spun cei doi și a văzut diagrama cu bilele, a fost în stare să identifice Bila. Puteți să refaceți raționamentul lui Cristi și să spuneți ce culoare și ce număr are Bila. Bilele sunt cele pe care le vedeți în desen și am pregătit o diagramă pe care putem urmări mai ușor raționamentul care trebuie făcut pe parcursul discuției dintre Andrei și Bogdan. Prima afirmație a lui Andrei este aceea că nu știe care este Bila, dar știe că nici Bogdan nu știe. Știe cu siguranță acest lucru. De ce este Andrei sigur că nici Bogdan nu știe? Nu uitați, Andrei cunoaște culoarea bilei, iar Bogdan cunoaște numărul ei. Dacă Bogdan ar ști că numărul bilei este 5 sau 6, el ar ști care este Bila, deoarece aceste numere apar, așa cum vedeți pe diagramă, o singură dată. Dar Andrei, care cunoaște culoarea, este sigur că Bogdan nu știe care este Bila. Înseamnă că Andrei știe că Bila căutată nu are nici culoarea roșie și nici culoarea albastră. Altfel, n-ar putea fi sigur că Bogdan nu știe care este Bila. Așa că din afirmația lui Andrei știm că Bila căutată are culoarea verde sau galben, ceea ce ne permite să eliminăm toate bilele albastre și roșii. Și în felul acesta ajungem la această diagramă. Bogdan răspunde: așa este, n-am știut la început, dar acum știu. Să vedem ce putem afla de aici. Dacă Bogdan știe acum care este Bila, înseamnă că numărul bilei nu este 1. Dacă Bogdan ar ști că numărul este 1, n-ar putea identifica Bila, pentru că 1 apare de două ori, atât pe Bila galbenă, cât și pe Bila verde. Așa că în urma acestei afirmații a lui Bogdan, putem elimina ambele bile care poartă pe ele numărul 1 și diagrama noastră se simplifică din nou. Și acum Andrei spune: dacă tu știi, atunci și eu știu. Înseamnă că Andrei a înțeles că numărul nu poate fi 1, dar el cunoaște culoarea. Dacă bila ar fi galbenă, n-ar putea identifica Bila, pentru că sunt două bile galbene. Și atunci, din afirmația lui "și eu știu", rezultă că Bila nu este galbenă. Așa că singura posibilitate rămâne Bila care are numărul 3 și este verde. După cum v-am spus în clipul precedent, întrebarea este o adaptare a unei probleme de logică cunoscută cu numele de ziua de naștere a lui Cheryl, Cheryl's Birthday. Întrebarea a fost dată la Olimpiada Asiatică de Matematică de la Singapore în anul 2015, iar problema de logică a fost concepută de Dr. Joseph Yeo Boon Voi de la Institutul Național al Educației din Singapore. Puteți găsi mai multe amănunte despre această problemă de logică în Wikipedia, găsiți linkul în descriere. Toate răspunsurile primite au fost corecte, ele aparțin lui Dan Dinescu, Dana Canahai, Daniela Carmen Băluță, Doina Mustățea
și, bineînțeles, Dumitru Antonie, care a făcut, ca de obicei, o analiză logică amănunțită a problemei. Și acum că v-am spus numele, am observat ceva interesant. Toate prenumele încep cu litera D. Dacă asta înseamnă ceva sau nu, nu știu, probabil că nu, rămâne o întrebare pentru mine. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare. Și acum întrebarea de azi. Pentru că am văzut că v-a plăcut întrebarea legată de identificarea bilei, în care a fost nevoie doar de logică pentru a găsi răspunsul, am pregătit pentru azi o întrebare care, de asemenea, se adresează doar logicii. Presupuneți că aveți 25 de modele de mașini de curse, cam așa cum vedeți în fotografie, de dimensiuni reduse, care au motoare electrice și se deplasează folosind baterii. Și mai presupuneți că aveți și o pistă de curse, dar pe care pot concura maximum 5 mașini odată. Întrebarea este, care este numărul minim de curse prin care puteți afla care sunt cele mai rapide 3 mașini din toate cele 25 și ordinea lor în acest clasament? Care este pe locul întâi, care este pe locul al doilea, care este pe locul al treilea? Atenție, fără să folosiți cronometru. Deci, aveți voie doar să le puneți să concureze și să vă notați de fiecare dată rezultatul cursei, adică ordinea de sosire. Deci, care este numărul minim necesar de curse ca să puteți afla care sunt cele mai rapide 3 mașini și care este ordinea lor în acest clasament? Succes și aștept cu nerăbdare să văd din câte curse puteți stabili clasamentul. La revedere!